În ședința de ieri, Guvernul României a aprobat lista celor 27 de obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență la propunerea Ministerului Sănătății. Județul Neamț va beneficia de o astfel de investiție prin care se va construi un nou spital județean. Consiliul județean Neamț a solicitat aproape 200 de milioane de euro pentru construirea noului spital, iar echipamentele și aparatura medicală vor costa 100 de milioane de euro. Spitalul va avea 423 de 4 pentru internare și 46 pentru spitalizare de zi. Noua unitate va fi construită pe un teren la periferia. A municipului Piatra Neamț și va fi finalizată până pe 30 iunie 2026.